Jandarmii vâlcenii vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul desfășurării meciului de handbal feminin dintre echipele SC Mereu Vâlcea și CS Rapid București. Partida de handbal din cadrul Ligilor Florilor Mall va avea loc duminică 29 mai, începând cu ora 15:30 la sala sportului Traian din municipiul Râmnicu Vâlcea, fiind și ultimul meci al sezonului 2021-2022. Accesul spectatorilor în sală se va face începând cu ora 14:30, iar pentru a evita aglomerația la intrare, recomandăm suporterilor să vină din timp, începând cu ora deschiderii porților de acces. Jandarmii vor fi prezenți în zona imediată și apropiată locului de desfășurare a competiției sportive pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot duce la tulburarea ordinii publice înainte, pe timpul și după terminarea meciului. Spectatorii nu au voie să introducă în sală băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege, ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanților la această competiție sportivă. Este interzisă afișarea de inscripții care incită la ură națională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel și la violență. Vă mulțumim tuturor pentru înțelegerea manifestată față de măsurile de siguranță luate.